Salut! Înainte de a lăsa un comentariu de hate, uită-te până la sfârșit. În episodul de astăzi o să vă arăt o scurtă întâmplare de-a mea. Ca să vă povestesc pe scurt ce s-a întâmplat, aproximativ de la un inventar de vreo 10, 5, 10 euro, 5 pe cât aveam eu inventarul, am ajuns la un inventar de vreo 9500. Și acum mai de să vă zic cum. Aveam eu un inventar de vreo 10 euro, v-am zis, și mă uitam la diferiți youtuberi cum băgau pe CSGO Fast și le ieșeau cu șanse destul de micuțe. M-am decis eu, hai să fac, că până la urmă n-am ce pierde decât acei bănuți. Și până la urmă mă decid să bag acele skinuri. Era în acel nu știu cum să zic, hai să zic, match, în acea extragere, pot, da, mai bine zis pot, era, potul era de vreo 200 de euro. Aveam șansă de 5%, sincer, nu prea mă așteptam eu să câștig și ghiciți ce, am câștigat vreo 200 și ceva de euro. După aceea m-am dus pe CSGO, pe CS Money, și am luat cuțite de 60-70 de euro, câteva cuțite. După aceea m-am întors înapoi pe CSGO Fast și băgam cât un cuțit la fiecare miză, gen pot, mai bine zis, în fine. Băgam cât un cuțit, ajunsesem să bag două cuțite, deja le pierdusem pe ambele și văd la un moment dat mai aveam ceva cuțite, mai câștigasem ceva. În fine, eram aproape pe minus. Gen, eram pe minus cu puțin bani. Și momentul ăla am băgat toate skinurile, că văd că se băgase unul cu un AK Fire Serpent, parcă era minimal wear sau ceva de genul, dar parcă era minimal wear. Și am zis, bă, ce o fi, o fi. Și ajung să bag acele skinuri iteme pe care le aveam pe împotriva acelui AK Fire Serpent. Nu mai știu, parcă aveam șansă de 15, era un pot foarte, foarte mare deja și s-a ajunsese la 1200 de euro, parcă era și Star Trek, nu mai știu. În fine, era un pot foarte mare, aveam șansă destul de măricică, aș putea zice, și am luat acele skin-uri, adică am luat acel Fire Serpent și după aceea omul, ca să-și recupereze pierderea, acea pierdere de Fire Serpent, că deja pierduse vreo 1200 de euro sau 1400, bagă două Dragon Lore-uri, omul, două Dragon Lore-uri de vreo 2800 sau 2400 de euro în total ambele. Și atunci bag acela ca care luasem tot de la el. Bag acela ca aveam șansă, nu mai știu cât aveam, oricum o șansă destul de ok. Și ghiciți ce, iau și acele trenguri și avem și acele M4, acelea ca, acele dragonuri, și deja aveam un profit de vreo câteva mii de euro bune. Și în acea seară am mai jucat, până am ajuns la un total de inventar de vreo 9700 sau 9800 de euro. Deja eram pe profit, mega profit, cum s-ar zice. Și nu știu, m-am oprit să joc atunci în seara aia. Și am continuat să joc a doua zi, a doua zi fiind o zi cu ghinion pentru mine, băgând la început skin-ul de 50-60, pierzându-le cu șanse, aveam șanse de 30-40-50-60% și pierdeam acele skin-uri. Băgam așa sume destul de mari și tot pierdeam în continuu, când m-am decis să bag 1000 de euro, dolari. Aveam șansă de 85 și știu că am pierdut-o, ok,
câștigase un băiat cu șansă de 5% și băgase, nu mai știu, ei nu mai știu cât băgase, în fine, sub 20 de euro băgase, cam așa, da, parcă ceva de genul băgase unul și luase skill-ul de valoare de vreo 1000 de euro și plus ce mai era pe lângă betul meu, că mai erau și alte beturi. După acel bet de 1000 pierzându-l, am băgat un bet de 2000 ca să pot să-mi recuperez paguba și am pierdut tot așa cu o șansă destul de mare. Atunci decizând că ori bag totul și recuperez paguba, ori nu mai fac nimic și am băgat totul și ghiciți ce, am pierdut. Și cam atât a fost și cu acest videoclip special de 1 aprilie. Dacă nu v-ați prins încă, a fost o farsă. Nu uitați și voi de like, subscribe, tot ce vreți voi, pa, pa, pa.